seara, stimați telespectatori, vă spune Rior Rădulescu. În ultima marți a lunii septembrie din 2015. Afară este frig, toamna ne dă primele semne că va veni, inclusiv meteo, calendaristic, să zicem că a venit. Și prin septembrie ne uităm cu un ochi în urmă la vara care a trecut parcă prea repede și vă propunem ca în următoarele 10 de minute să călătorim cu gândurile și imaginile și unele mici comentarii într-o mică excursiune făcută în luna august în sud de Dunăre. Este vorba de o excursie făcută în Grecia. În excursia asta am vrut să ating cel puțin 3 puncte culturale, dacă nu chiar 4, și câteva zile de plajă și retur Giurgiu. Timpul a trecut prea repede, ca de obicei, chiar atunci când vezi lucruri frumoase. Obiectivele culturale pe care am vrut să le văd, unele prima dată, au fost orașul Cărpiniș sau Cărpeniș din Grecia de Sud, situat în extremitatea sudică a masivului Pindului, mănăstirea din Prusa, legat orașul Cărpiniș are două, zicem, lucruri importante pentru noi, pentru români. Se pare că este localitatea urbană unde, din Grecia, unde majoritari sunt români, vlahi. Chiar dacă ei mai vorbesc puțin românește, efectul de grecizare s-a realizat și aici, măcar a limbii, a spiritului nu, și vom vedea noi că ceea ce spun e un lucru cât de cât real. De Cărpini se leagă numele eroului Marco Butari, erou al momentelor revoluționare care au dus la formarea statului grec 1821, 1825, 1827, eroul de la Missolonghi, amic cu Lordul Byron, român, Marco Butari român, a adjunctului său, generalul Chițu Ciavela, tot din zona Cărpinișului, iar aproape la mănăstirea din Prusa vom vedea iarăși un mare erou, se pare că cel mai mare generalisim al evenimentelor de atunci. Este vorba de celebrul Gheorghe Caraiscu, zis și Gheorghe Caraiscachis. E încoată, spun despre Caraiscachis. E locul unde a jucat, pe stadionul Caraiscachis, a jucat România cu Grecia în toamna ce trecut, când am bătut pe greci cu 1-0. Dar să reținem că acest Caraiscachis este un român, Gheorghe Caraiscu, erou al Greciei, dar el este român. Și o să facem și niște comentarii. Și după aceea vom trece puțin pe la mănăstire, pe la catedrala din Patras, cu câteva imagini și vom ne vom odihni câteva zile în Zakynthos. Rog regia să dea drumul la imagini. Dacă pleci dimineața din Giurgiu, fără emoții, se poate ajunge seara în Cărpiniș. Traseul este cel clasic, traversez Bulgaria, după ce traversez Bulgaria se ajunge în Grecia, treci pe lângă Salonic și te lași spre autostrada spre Atena. Aceasta este autostrada până în dreptul la munții aceia unde apare orașul Lamia. Drumul spre Atena merge pe varianta din stânga a munților,
se intră pe o vale, valea din dreapta acelor munți, către Cărpiniș. Munții din zonă au rezonanțe românești. Muntele Giona, Muntele Vardușia, Muntele Cariacuda. Am văzut deja roglegia să dea mai departe. Am ajuns spre seară în micuțul oraș de Munte Cărpiniș, stațiunea de iarnă a atenienilor. Aici, muntele Timfristos are 2315 metri altitudine și este chiar deasupra stațiuni. Seamănă așa cu Iezăr Păpușa, dacă am vrea să facem o comparație cu munții din România. Mai departe, da, era undeva în jur de 9 jumătate seara și după cum vedeți, toate terasele, și o să vedeți, erau pline. Rugăm mai departe. Nu prea găseai locuri la numeroasele terase și grădini din centrul orășelului. De la mic la mare, populațiunea era strânsă la o bere, la o cafea, la o cafea grecească. Și după cum par lucrurile, nu prea păreau nici chiar așa în criză. Dar în centru este un monument care aduce aminte de importantele lupte care au avut aici loc în războaiele balcanice, în primul și al doilea război mondial. Mai departe. Da, iată grecii în criză. Ghilimelele cred că le-ați înțeles imediat. Orășelul are o piațetă centrală care spre 10 seara, 10 jumate, era absolut plină, după cum vedem. Și o biserică ortodoxă cu o tur la bisericii destul de impozantă. Mai departe, iar lângă biserică o să vedem, aceasta este statuia, bustul generalului Marco Butari, erou al revoluțiunii grecești. El este român și toată lumea din orășel, când am comentat despre el, iată, mor la 1823 la Misolonghi. Recunoștea că este vlah de-al lor, de-al nostru. Face parte din comandanții, din generalii numiți în istorie generalii suliați. Ei se numesc suliați nu că aveau sulițe sau că luptau cu sulițele, ci pentru că proveneau dintr-o zonă montană. Mi-am făcut și eu o poză cu Marco Butari. Am vrut mult să ajung în această zonă și mulțumesc Dumnezeu că am reușit să ajung, să văd Cărpinișul cu proprii ochi. Deci să revenim la generalii, capitanii suliații, proveneau din niște munți, munții Pindurii din sud, care văzuți dinspre Marea Ionică au niște vârfuri în formă de sulițe. Și satele, comunele din munții cu formă de sulițe văzuți dinspre Marea Ionică au fost deci militarii care au provenit de acolo au fost numiți suliați. Veneau din munții din formă de suliță, suliați pentru că încă o dată acei munți aveau formă de suliță. De remarcat că absolut toți erau vlahi, erau români. Și o zonă de români, în general de români.
Atenți, vorbim de sudul munților Pindului. Până la Atena nu mai sunt decât vreo 100 ceva de kilometri. E extremitatea sudică a Greciei. Zonă locuită de români. E bine, zic eu, să se știe acest lucru. Pentru că ei au spiritul nostru. Da, prăvăliile erau deschise, și patiseriile, erau deschise și buticurile și uite că lumea avea posibilitatea să iasă la o bere, la un par de apă rece și să mai comenteze și să mai discute. Încă o dată o imagine către piața centrală. Acesta e hotelul Elveția, al cărui patron era un bătrânel, tot vlah. L-am întrebat dacă mai știe românește și el mi-a răspuns că mai știe puțin. Dar oricum, una din... Și lucrul ăsta mi-a plăcut, pe peretele, pe unul din peretele de la parter, printre alte lucruri frumoase care se puteau vedea și pe care el le expunea, se găsea și o farfurie cu chipul lui Vlad Țepeș. Dovadă că nu e străin de istoria românilor de peste Dunăre. Tarifele, dacă vă interesează, și cred că vă interesează, sunt mai mult decât rezonabile. Sunt comparabile cu cele care se întâmplă la noi. Iată dimineața, să stăm puțin să nu ne grăbim, să comentăm. Dimineața, după balcon, am putut vedea munții din jur. Muntele acela care se vede în zare este muntele Vărdușia, are 2406 metri altitudine. Mai departe, munții sunt bine împăduriți, este pădure naturală de brad. Acesta este muntele unde sunt pârtiile de schi. Spuneam că se numește Tim Fristo. E o denumire grecească. Am găsit în multe alte cărți, mai toți munții din Pindului sunt cu nume românești. Ba Oatu, ba Curmătura, ba Omu, ba... Iarăși o imagine către Vărdușia, iar peste el ar trebui să se vadă muntele Giona, care are rezonanță cu Johnny, care înseamnă tânăr pe a românești. Deci este munte cu nume românesc. Iată, toate pădurile acelea care se văd sunt păduri de brad, sunt păduri naturale, nu e brad pus de pădurar, e brad crescut de la natură, de la Dumnezeu. Da, pitorescul este indubitabil, prezent în zonă. Încă o imagine către munții din jur și ne pregătim de plecare. Vom pleca în dimineața aceasta la circa 35-40 de kilometri către mănăstirea din Prusa. Apropo de Marcu Botari, reamintesc, iată o imagine de epocă a proprietarului hotelului cu probabil că bunicii, străbunicii săi, este vorba, nu, de Vlahi, costum vlahesc din munții Pindului, un interior de recepție, de hotel foarte cald și primitor și să mai spunem două ori, Marcu Butari,
l-a cunoscut pe Lordul Byron, sau putem spune că Lordul Byron l-a cunoscut pe el. Marco Butari s-a născut în Cărpiniș, dar s-a format ca ofițer în insula Corfu, care niciodată n-a fost în stăpânirea turcească, a fost și sub Austro-Ungaria, a fost, după ce a intrat Napoleon peste ei, a trecut în armata franceză, care era prezentă în insula Corfu. Primăria din vedem primăria din orășel, din Cărpiniș. Și câteva fotografii făcute dimineață către Marco Butari. Ei ziceau Butari, în cărți am găsit Boțari sau Buțari, și denumirea grecilor e cu S-ul ăla la coadă, zice Marco Butaris. Dacă veți merge la Muzeul Louvre, la secția de pictură romantistă, veți vedea câteva lucrări al lui Eugen de la Croix, marele pictor romantic al omenirii, care îl are ca erou principal pe Marco Butari. Pe românul Marco Butari. E bine, e bine să știi întreaba asta. Da, păduri de brazi, în munții din apropiere. Alegem drumul către mănăstirea din Prusa, pe o vale foarte frumoasă, cu iarbă verde, cu păduri de brad și cu pășuni alpine, în care iarba încă era verde, deși a fost o vară secetoasă și în munții Pindului din sud. Muntele acela pe care îl vedem în zare se numește Caliacuda și sub Caliacuda se află mănăstirea din Prusa. Relativ numeroase sate și cătune sunt aruncate printre pajiștile și poienile de brad. Ne oprim pe drum pentru o gură de apă rece de la un izvor lângă bisericuța aceasta și pentru un magazin de suveniruri, unde a stat de vorbă cu proprietarul și cu maica sa. Era un băiat de vreo 30 ceva de ani și ce să vă zic, toate exponatele erau cu rezonanță românească. Bine, ele erau expuse Bută. Da, imagini spre muntele Caliacuda, care nu este un munte mic, care peste 2100 de metri. Iată și acele bastoane specifice numite cârlibabe a români. Să ne amintim și noi de comuna Cârlibaba din munții Bucovinei, din nordul extrem al României, județul Suceava. Iată cât de unitară este limba română, nu? De la granița cu Polonia, de odinioară, până lângă Atena. Munții care străjuiesc valea care ne duce către mănăstirea din Prusa. Acum, despre mănăstirea din Prusa, se trece și printr-un acest defileu, iacătă mă gândeam că era un loc ușor de apărat, cel puțin când se băteau cu turcii. Defileul este îngust, o mână de oameni puteai ține în loc câteva mii și cred că așa au făcut și capitanii români care stăpâneau locurile acestea. Ei nu au fost niciodată cuceriți de turci. Să reținem că după timpul lui Suleiman Magnificul s-a
înființat instituția numită Căpitanat, care era poate un picuț mai mare ca un județ de la noi. 14 căpitanate au existat în Grecia, Albania, Macedonia de astăzi și sudul Bulgariei. Toate au fost conduse de români până în secolul XIX. Era o instituție românească. Capitanul era și șeful armatei, numit armator, era și șeful justiției, era și șeful administrativ. Ei aveau dreptul de a face comerț liber în tot Imperiul Otoman. Iată, am ajuns la mănăstirea din Prusa. Să nu ne grăbim, turnul acela care se vede este în fața mănăstirii, pe un picior de munte, este turnul lui Karaiskaki. Turnul lui Karaiskaki. Rugăm regia să meargă puțin mai departe și să vedem și alte imagini de la mănăstirea din Prusa. Undeva șoseaua este pe partea de sus, Cariacud a rămas în spate și într-o vale prin niște serpentine frumos ordonate și câteva parcări în care intrau câteva mii de automobile, nu sute, rețineți mii, se vizitează această mănăstire care este celebră Munții Pindurului din Sud. Este celebră pentru că are o icoană făcătoare de minuni, este vorba de icoana Maicii Maria Prusița, care se zice că a fost pictată de către apostolul Luca. Ea a fost păstrată în bisericile din Constantinopol până la perioada iconoclastă, adică până la perioada când un împărat bizantin i-a cășunat că icoanele trebuie arse și distruse. Mai sunt asemenea întâmplări care se pare că sunt chiar adevărate. Icoana pictată de Luca a dispărut și a apărut în fața unui cioban pe munții ăștia sub o lumină care unea pământul, muntele cu cerul. Ciobanul s-a dus la baza acelei lumini dumnezeiești, a găsit icoana și a auzit glasul Sfintei Mariei care i-a spus: uite, în locul ăsta să faceți o biserică și să puneți icoana. Și locul acesta există, este un loc românesc, pentru că și la anul 800 și locuitorii zonei nu erau greci, ci erau români. Ce vedem noi sunt complexele administrative și de chilii. În spatele la aceste clădiri se află biserica, e o bisericuță, iată munții care străjuiesc zona. Sunt munții unde păstorii aromâni păstoresc și acum și fac o celebra brânză din Pint. Din parcare se merge pe acest drum pietonal, cale de vreo 150-200 de metri, până la incinta mănăstirii. Un pârâu, cel care se pase mai devreme de fileu în care am avut imagini, cerpuiește undeva pe la baza construcțiilor. Se intră în curtea mănăstirii și se cumpără, sau așa ar trebui să se cumpere lumânări. Iată complexul mănăstiresc, așa ar trebui munții din spate, Munții Pindurului din Sud, care nu sunt mici ca înălțime, sar de 2000 de metri. Vă spuneam că ar trebui să zicem că se cumpără lumânări, însă la ei lumânările se dau gratis, numai că lumea depune niște bani ca și donații, fără să-i numere nimeni, într-o casetuță.
N-am întrebat pe nimeni câți bani dai pentru lumânările care le-ai luat, dar aici la mănăstirea din Prus am văzut niște lumânări înalte de circa 1,5 metri. L-am văzut și foarte mici, și mititele, și mijlocii, și mari, și foarte mari. Iată simbolul Patriarhiei Grecești, este vultul ăla cu două aripi, pe care îl găsim și pe unele construcții bisericești din județul Giurgiu, dar asta e o altă discuție. Se intră în curte la mănăstirea din Prusa, lume multă, dar foarte civilizată. Nu vezi niciun cerșător, nu vezi niciun de la care să vândă pe cont proprii icoane și iconițe. Ei au locuri speciale de vânzare de obiecte bisericești, lucru care este foarte civilizat. Nu urlă nimeni, nu țipă nimeni, fiecare își vede de relația sa cu Dumnezeu și cu spiritul ortodox bisericesc, foarte frumos. Pe care, iată acele lumânări lungi de 1 metru și cu un suport special, că în acel suport, iată, asta este bisericuța unde se află icoana Sfintei Marii Prusița. Undeva prin stânga se stă la coadă și pe unde este domnul acela se iese din incinta bisericii foarte mititică unde se află această icoană absolut valoroasă pentru tradiția, pentru biserica ortodoxă și pentru cultura creștină în general. Mai facem câteva fotografii și încă o dată, turnul lui Caraiscachi și intru pe un hol unde dau peste niște tablouri. Încă o dată, turnul lui Caraiscachi, acestea sunt. Și să urmează, mi se pare, o fotografie mai de aproape cu Caraiscachi. Și rog regia să zăbovească câteva minute să mai vorbesc puțin despre acest erou și al românimii din sud, dacă vreți, și al statului numit acum Grecia, acest mare om, undeva similar cu Tudor Vladimirescu al nostru, românul de la nord de Dunăre, numit Gheorghe Caraiscachi. Sper să nu vă plictisesc și o să, într-o altă emisiune, acum vreun an, doi, am mai vorbit despre el, dar acum să zicem că suntem într-un fel la el acasă și câteva minute să facem o mică istorioară. Ne ducem la cartea lui Caragiani, scrisă la sfârșitul secolului XIX. Caragiani, deci membru fondator al Academiei Române, prieten cu Mihai Eminescu. Aceasta e sursa mea principală, vorbind despre Gheorghe Caraiscachi. A fost armator și cel mai mare general dintre toți în Revoluția Greacă. El se numea Gheorghe Caraiscu sau simplu Caraiscu. Mai des însă îl găsim sub forma diminutivă. Caraiscachi, el de timpuriu a fost numit Caraiscachi în formă diminutivă în loc de Caraiscu spre a se distinge de tatăl său care se numea Andrei Caraiscu. Pentru că tânărul Caraiscu, în desele lupte cu turcii, înainte de Revoluțiunea Greacă, ajunse foarte celebru și ca să nu se confunde numele lui cu al tatălui său, care deja era vestit și de aceea era poreclit de turci, Caraiscu, care însemna Deliul Deliilor sau Viteazul Vitejilor. Fu numit de popor Caraiscachi, adică micul Caraiscu sau Caraiscul Fiul. Deci Deliu avem și noi, nu un nume propriu de doctorul Deliu, familia Deliu, deci este la rădăcină. Deliu înseamnă viteaz. Viteaz e o formă de vorbă românească din sud. Gheorghe Caraiscachi des este numit fiul călugăriței de mulți autori și mai cu seamă
li se explică prin următoarele amănunte, care sunt următoarele. Citez. Mama lui Karaiskaki se numea Zoe, născută și crescută în satul Skolikaria, care se află în eparhia Artei. Bărbatul ei se numea Iannaki Mavromatiotu, din satul Mavromati, care este aproape de satul Fanar al eparhiei Agrafa. Nu vă spun că toată zona are denumiri, satele, comunele au rezonanță clară românească. Furca, Agrafa, Vulpi, Vlahodivade, etc., etc. Și după trecerea, așa, după moartea bărbatului ei, Zoie s-a făcut călugăriță. Și după trecerea de un an, s-a împreunat pe ascuns și conceput pe acela despre care este vorba născându-l în menționatul sat Mavromati. Având bănuiala de inevitabilă pedeapsa faptei sale din partea guvernului otoman, luând pruncul, se refugie într-o peștere aproape de satul Muzaki, unde se află spre finele eparhiei Agrafa. Stând acolo peste 40 de zile, trecu în patria ei, Skolikaria, unde trăi, crescându-și copilul în modul cel mai ascuns posibil și cu cea mai mare îngrijire. Trecând câțiva ani, Karaiskaki se duse la Ianina, unde, ajungând la vârsta de 15 ani, îmbrățișă viața militară, înrolându-se mercenar la Ali Pasha. Vivacitatea lui naturală și ura în contra turcilor îl aruncară în multe dezordini. Mânăindu-se, pasa de aceasta în contra lui îl condamnă pentru un an la închisoare în închisoarea de la Țepeleni. Țepeleniu este lângă Ianina, lângă Ioanina. De unde Karaiskaki, dezertând noaptea, se duse la Agrafa și se uni cu Caciandoni de acolo. Vestit șef de briganți, deci de haiduci, și inamic al pașei. După 5 ani, fiind viu prins, Caciandoni, prin trădare și din cauza boalei sale și fiind dus împreună cu fratele său Gheorghe la prinț, adică la Ali Pasha, și luând amândoi o moarte foarte crudă prin sfărmarea șoldurilor, Karaiskaki rămase cu Lepenioti, al treilea frate al lui Caciandoni, pe care neputând pașa să-l doboare prin arme, îl numi capitan peste Agrafa. Dar după un an îl ucise și pe el prin pândă, pe care i-o promise și o execută fidelul său slujitor, Nicuteu Agrafiotul, din satul Hrisu. Citesc. Murind toți trei frații Caciandoni, rămaseră ca șefii ai camarazilor lor, care erau toți 400, deci erau ceva. Avea ceva trupă, 400. Gheorghe Cionga, Gheorghe Karaiskaki, Vasile Pangal și Ioan Frangista, care, concentrându-se, țineau Agrafa cu armele împotriva turcilor. Cele ce spune Perevos în textul și în nota citată mai sus, nu mai sunt, nici nu a fost un mister. În adevăr, armatorul Andrei Karaiscu, Bacola, că așa se numea tata lui Karaiskaki, fratele lui Gogu Bacola, se enamoră de călugăriță și a avut un fiu numit Gheorghe, care mai târziu luă porecla de Karaiscu, porecla tatălui său. Acum, Iscu, ăsta, Iscu în românească veche, în a româna veche, înseamnă deosebit, viteaz, nemaipomenit. Este, după părerea mea, văd că profesorii noștri de limba română sau ăștia care studiază limba română nu prea au păreri, poate că nu e nimeni de vină că deși nu au păreri, dar dau eu cu părerea. Știți că după 1850 în România a existat, România de la nord de Dunăre, a existat o modă ca numele proprii de familie să primească la sfârșit sufixul Escu, care este de la, după părerea mea, este o formă românească, nord-dunăreană, a lui Iscu. Din Petre familie s-a numit Petrescu, din Radu Rădulescu, din Ioan Ionescu,
din Ștefan Ștefănescu, etc. Am găsit certificatul de naștere la străbunicul meu la 1860, Dumitru Vârban, din partea lui bunica mea, partea lui tata, născut Vârban, mort la 1925, Vârbănescu. Și avem și cazul lui Eminovici Eminescu. Deci acest Escu vine de la, după părerea mea, de la românească veche, de la limba română veche, care înseamnă cum au folosit românii din sud de Dunăre, înseamnă o chestie de noblețe, de desemnează pe cineva viteaz, pe cineva deosebit. Ceea ce nu știe Perevos, spune Caragiani, să ne spună, și pe care noi le-am aflat de la bătrâni, rude de alu Cionga, nepotul lui Caciandoni. Aici mai fac o paranteză. Acest Caragiani este român, a român, născut la Avdela, Munții Pindului, deci, și venit în România, unde a îmbrățișat o eminentă profesie de profesor universitar, de om de știință, dar și-a păstrat legăturile în secolul XIX cu românii din Pindului. Și el a făcut drumuri pe acolo și după ce s-a întors în România. Iată că un drum de-a lui, zice, le-am aflat de la bătrâni, rude, de-a lui Cionga, nepotul lui Caciandoni, care sunt următoare. Andrei Caraiscu, tatăl micului Gheorghe, Caraiscachi, era rudă cu Caciandoni, anume era nepotul lui Caciandoni. Fiindu-i de rușine al ține cu el, îl dădu familiei Caciandoni, care îl puse să pască oile împreună cu alți băieți din această familie. Căci la fârșeroții nomazi, oricât de bogat ar fi o familie, băieții până la o vârstă oarecare își petrec viața păscând și ei turmele părintești împreună cu ciobanii salariați. Noi am apucat bătrân fârșeros care cunoscură ca cioban încă pe Gheorghe Caraiscachi. Foarte interesant ce spune omul ăsta, care era profesor universitar la Iași. Când Caraiscachi ajunse în vârsta de 15-18 ani, tatăl său, Andrei Caraiscu, care era armator, îl luă pe lângă el în mica sa trupă de voinici. Tânărul însă Caraiscachi, după 2-3 ani, a fost dat cazăloc de tatăl său lui Ali Pașa, care îl rândui în garda sa personală, în care s-a aflat și un alt fiu de armator, Odiseu Andruțu. E vorba de celebru Odiseu Andruțu, despre care am mai vorbit și să mă ajute Dumnezeu să mai vorbesc, pentru că trebuie să-l reținem și pe Odiseu Andruțu. Deci românul Odiseu Andruțu, al mare general al formării statului grec, care fu făcut de români. După câțiva ani de serviciu militar la curtea lui Ali Pașa, Caraiscachi fu numit armator de Ali în Acarnania Superioară, pentru că zona asta din sudul Pindului se numește Acarnania Etolia. Deci ca și când auzim, cine știe, pe undeva, printr-un film sau printr-o carte, de Acarnania Etolia, să ne gândim că este zona din extremitatea munților Pindului, care se mărginește la sud cu Golful Pireu. Care rândim așa... Caraiscachi fu numit armator de Ali în Acarnania Superioară și la 1804, când Ali Pașa reuși a expatria pe Suliați, Caraiscachi era deja armator supus lui Ali Pașa. Perevos ne spune că în ultimile lupte ale oștirii lui Ali Pașa cu Suliații, Caraiscachi, deci iată, în prima fază, Caraiscachi a fost într-un fel vasal lui Ali Pașa, care Ali Pașa, stimați telespectatori, nu reprezenta guvernul sau sultanul de la Constantinopol, ci era un fel de general, să zicem, care făcea contrapartidă Imperiului Otoman, fost general turc,
acum o semi-independență cu capitala la Ianina, în centrul Epirului. Adică pe unde este astăzi Albania și Grecia de nord-vest. Ne spune ultimele lupte ale oștirii lui Ali Pașa cu suliați. Caranscachi ordonă și a păzit trecătorile în contra suliaților, prinse și trimise la Ianina pe Triandafil Palasca ginerele lui Chițu Boțari. Asta, Chițu Boțari nu e Chițu ce avea la ea altul, dar în tot Chițul îl cheamă, dar era, se pare, neam cu Boțari. Perevos ne spune în citațiunea de mai sus despre nașterea lui Caranscachi, că a fost închis un an de în închisoare de Ali Pașa și că scăpând se duse și se uni cu Caciandori. Aceasta nu este exact, spune Caragiani. Când Ali Pașa a luat toată averea și turmele familiei Caciandoni și acesta cu frații săi Lepenioti și Hașioti, deci, iată, Hașioti, noi l-avem pe puiul Hașioti de la PNL, așa, se răsculă în contra lui Caranscachi, deși trăia bine cu Ali Pașa. Se decise să ajute și el lui Caciandoni ca unul care fu crescut în acea familie și din care făcea parte chiar. Își sacrifică dar recentul său căpitanat și se uni cu Caciandoni și cu frații lui și după moartea lui Caciandoni și a lui Hașioti, rămase în trupa lui Lepenioti, al treilea frate, care, deși era fiul natural al lui Andrei Caraiscu, rudă de aproape cu Caciandoni, se consideră și el făcând parte din familia Caciandoni. Caranscachi, vine Revoluțiunea Greacă, devine mare erou, îi bate pe turci în repetate rânduri, ca să scurtăm cele scrise de Caragiani. Mai ne-ar trebui niște minute bune, deși vă spun că este extraordinar de interesant. Cert este că în urma unei lupte cu turcii, el este rănit și petrece câteva luni ca să-și refacă rănile în mănăstirea asta din Prusa, de unde am avut noi imagini. Drept pentru care călugării de acolo a și ridicat turnul acela, turnul Caranscachi, există bustul lui la intrarea în mănăstire, există turnul lui Caranscachi, există tablouri cu Caranscachi, există locul, pe lângă faptul că mănăstirea este foarte valoroasă din punct de vedere spiritual, creștinesc, este și un loc unde și acum românii din Munții Pindului vin, pentru că vin la mănăstirea lor, care este direct legată de un erou a român, este vorba despre Gheorghe Caranscachi. Am fi multe de vorbit, numai un singur citat aș mai spune, anume că cititorul până acum, ne spune Caragiani, ne-a dat peste niciun capitan grec ori de alt neam, ci numai peste capitan români, și îl asigurăm că și în paginile care urmează nu va da decât peste români, care și înainte de Revoluțiunea Greacă au luptat cu turcii pentru independența lor și în Revoluția Greacă uniți cu toții se hotără să facă un regat creștinesc în care credeau că fiecare are să-și mențină căpitanatul părintesc ori pe cel ce singur și-l croise. Ideea de regat elinesc exclusiv nici nu le trecu prin minte căpitanilor români. Mulți dintre ei numele de Elada nici nu știau ce însemnează, căci pe atunci pe Leponezul se numea Morea sau Mureaua în dialectul românesc și Grecia continentală se numea Rumelia, adică România, pe vorbă turcească așa. Capitanii români, care în cea mai mare parte erau din provinciile din afara din Grecia pe care o liberară, atunci se deșteptară când văzură că cei liberați făceau acum distincțiune între autohton și heterohton. Bine, a fost o... i-au făcut statul grec, și-au dat sângele, și-au dat viața și după aia, dar asta e altă temă de discuție, nu prea grecii au lucrat, nu prea i-au nu prea le-au recunoscut meritele sau le-au recunoscut foarte, foarte târziu. Caranscachi era foarte glumeț,
precum erau și alți capitani români, de exemplu Paniurea, Diovonioti și mai cu seamă Teodor Colocotroni. Să reținem și numele de Colocotroni, care vine din ăsta. Colocotroni a fost capitan în Pelopones. Ne oprim aici ca să mai vedem câteva fotografii, pentru că timpul a trecut foarte repede și o să mai vorbim într-un fel și de Colocotroni și de Caraiscache și de și să mai vedem niște poze cu munții Pindurii. O chestie frumoasă care e de respectat, vedeți steagul acela alb, este steagul Patriarhiei Grecești. Mi-ar place ca și pe bisericile din România și mănăstirile din România să apară steagul Patriarhiei Românești. Nu prea îl vedem, din păcate. Grecii își pun acolo steagul să fie prezent, să fie prezent. Iată, pe o șosea de munte urcăm în drumul nostru către Patras și vedem acești munți foarte frumoși, împodobiți cu păduri naturale de brad, cu pășune alpine și cu 23-24 de grade în zona montană, în condițiile în care la câmpie erau 35-36. Iar în România cred că erau 38-39 în ziua aceea. Imagini din munții Pindului din sud. Trecem prin niște localități, niște comune, multe dintre ele cu rezonanță românească, ca și denumire, mai mult ca sigur locuite de către vlahi, și ajungem în câțiva zeci de kilometri la... Da, asta e o poză care, sincer, mă bucuram că am ajuns pe crestele munților Pindului din Grecia de Sud, zona românească. Și când mai aud pe unii că spun că da, domne, românii au venit aici, s-au așezat aici, e o prostie. Cine vine, domne, să așeze în pustietățile astea? Ei au fost din totdeauna aici. Această fotografie este către grupul de munți care au formă de suliță, dar nu este văzută dinspre Marea Ionică, ci este văzută din sud. Ajungem la mănăstirea din Patras, ne rugăm la crucea Sfântului Andrei, în original. Ar trebui ca să ajungă, iată, bucățile acelea de lemn sunt bucăți originale din crucea Sfântului Andrei. Este Sfântul nostru și al românilor care ne-a creștinat pe noi. După cum, da, catedrala din Patras este deosebit de frumoasă, făcută cu mult bun gust, este mare, este impozantă și este făcută într-un pur stil grecesc. Da, acolo unde doamna aceea se roagă se află capul Sfântului Andrei, este o mare, deci o moaște deosebit de valoroasă pentru întreg creștinismul. Da, și ajungem relativ rapid în insula Zakynthos. Acum să vedem câteva imagini de relaxare, de plajă. Asta este plaja din Daphni, unde vin broaște țestoase mari, la un metru jumătate, așa, mărime, doi. Ele migrează din Atlantic, intră prin Gibraltar, aproape traversează de la vest la est Marea Mediterană și își depun ouălele în nisipurile pe plajele de la, din această insulă, din Zakynthos. Biologii din zonă bine fac, interzic să se pună cerceafurile în zona unde sunt depuse ouălele. Cuiburile de broaște țăstoase sunt marcate cu acele bețișoare pe care le-ați văzut și o să mai le și vedem. Uite, lumea face plajă în dreapta, în zona aceea verde. Majoritatea turiștilor în zona aceasta sunt italieni și englezi, care se comportă, să știți, tot așa ca și noi, ca și românii, sunt oameni de condiție așa medie, cel puțin pentru țara lor, și își văd de treaba lor, de programul lor de plajă. Este un loc unde nu prea vezi talente și ifose, lucru care cel puțin pentru mine este important. Nu vezi jeepuri pe plajă, iată cuiburile de broască țestoasă.
Nu vezi manele date la maxim sau nu auzi. Și alte figuri de 2 lei pe care le mai vezi prin plajele din România, din păcate. Însă, după cum vedeți, zona este absolut superbă. Într-o altă zi ne-am dus către plaja din Navajo. Drumul merge pe marginea insulei, în față, unde arătăm cu degetul, se află și vedem frumoasa insulă Kefalonia. Kefalonia, care face parte din grupul insulelor ionice. Să lăsăm puțin această imagine. Undeva în stânga se vede o mică pată. Acolo se află foarte aproape de, este o carieră de piatră, dar sunt zeci de kilometri, gigantică, pe muntele din Kefalonia. Foarte aproape de pata aceea se află mănăstirea Sfântului Gherasim și moaștele Sfântului. Aproape de satele Căruța, Vlah, Pruna și vă mai spun numele românești, că și Kefalonia are nume proprii românești în marea sa majoritate. Și te mai miri așa, Doamne, Doamne, de parte a ajuns piciorul de român de mii de ani. De fapt, el nu a ajuns, după părerea mea, el a, chiar acolo a fost. Chiar acolo a fost. Iată ce zone absolut deosebite, ca și frumusețe, după cum vedeți, este culoarea aceasta a mării mediterane, care este de neegalat, și contra sumei de 11 euro de persoană se face un drum de câteva ore dus întors până la plaja din Navajo. Nu se ajunge decât cu vaporașul, dar peisajul este absolut superb, culoarea mării este inegalabilă, iar fenomenele karstice sunt repetate și dese, anume peșteri, după cum vedeți, pereți de calcar, etc. La un moment dat ajungem în zona numită Blue Cave, e un loc unde la întoarcere se opresc embarcațiunile, se mai face câte o baie undeva prin dreptul la peșterile acele. Să rugăm regia să mai ne dea 2-3 imagini cu plaja din Navajo, și văzând că timpul a trecut foarte repede, vom încheia această emisiune. După părerea mea, ne-ar mai trebui încă una ca să mai vedem și să mai comentăm niște zone foarte importante. De exemplu, zona Olimpia, ceva din Atena, și după aceea să ne întoarcem la jur. Dar asta poate într-o emisiune viitoare. Stimați telespectatori, încă o dată amintesc că timpul a trecut foarte repede. Am văzut împreună niște imagini din locuri noi, imagini și turistice, dar și imagini cu valoare culturală și religioasă și, dacă vreți, și istorică pentru noi, pentru români, pe care ar trebui să le vedem cât mai mulți dintre noi. Imagini care spun că prezența de oz românesc pe acolo nu e chiar întâmplătoare, și mai ales să știm că este o zonă românească. Este o zonă românească pe care noi măcar suntem datori să știm că ea este românească. Chiar dacă oamenii acum, marea majoritate, nu mai vorbesc românește, ci vorbesc grecește. Eu știu, întoarcere la seva noastră, la originile noastre,
inclusiv în zona Pindului de Sud, zic eu că este absolut, absolut normal. Mai ales când mai aud pe unii că ne dau niște replici că statul lor de 1000 de ani, care de fapt n-a durat de câteva sute de ani și care e făcut târziu, târziu, târziu după noi. E de discutat, nu? Din granița de sud a Poloniei până în Atena este picior românesc. De asta trebuie să știm și mai ales să fim conștienți. Vă mulțumesc, bună seara!